Salutare, salutare, sunt sora 13 și tocmai era să-l omor pe unul că mi-a dat cu apă pe parbriz. Păi mie nu-mi dai bobiță cu apă, mie îmi dai cu whisky, îmi dai cu vodka, țuică, palincă, ce-i asta? Ia uite ce, era să-l omor pe om acum. Suntem în București, zona drumul Taberei, adică pe Timișoara, bulevardul Timișoara, ca să vedeți că nu sunt născută la țară și mai știu și eu cartierele. Am zis să vă fac așa un vlog din spate și cu fața la răsărit, că așa e bine țăranului să se laudă că a ajuns la București. Oameni buni, aș avea multe să vă spun. Cea mai simpatică chestie, ca să începem vlogul cu un din ăsta, așa, un zâmbet sec. Astăzi am văzut o partidă de golf, în sectorul 6, pe undeva pe strada Sibiu, ea de la ADP-ul. ADP-ul să trăiască, să trăiască și ei și familiile lor, că foarte inteligenți, ea de la ADP-ul și-au adus răuplătitorii să facă curățenie în folosul comunității. Și ce ziceți, am surprins o madamă care o să vă afișez, o să vă pun la final. O madamă care făcea juca golf cu, era să zic, dădea cu crosa. Juca golf cu grebla. Deci, așa pălituri ca la Moldova n-am mai văzut de mult în București. Mă și imaginam luptându-mă cu, cum o cheamă, mă, Xena, ADP-ului de la sectorul 6, mă vedeam luptându-mă ea cu coasa. Tu, băga mea, ce-am azi? Ea cu grebla, eu cu pumnii, da, am avut noroc. Și ca să începem povestirea pe lângă aia cu golful, vă mai zic că era și un șef acolo. Cred că ăla era condamnat pentru două crime și l-a pus supervisor de la ADP. I-a zis, pirei tu al dracu, ori îi omori, ori îi pui să facă treabă. Și trece domnul cu supervisorul, trece pe lângă ei și le zice, bă, strângeți iarba, tăiați boscheții și adunați ce-a mai rămas în urma voastră, oase, praf și pulbere, eu știu ce dracu. Anyway, îi zice unui tâmpit, nu știu cum să-i zic, bă, adună și tu frunzile alea. Era un spațiu verde îngrădit cu niște iriși neînfloriți, este foarte adevărat, dar frunzele mari, mâncava și late, frumoase, trecută de prima tinerețe. Și uitați-vă voi cum băiatul, dacă i-a zis bosul, adună și tu frunzele alea, s-a apucat să tragă mâncava și ochii voștri de frunzele alea de iriși și a început, dacă n-a scos 10 fire din pământ, ziceai că scoate de la mama ei sa din grădină și le leagă legăturile de ceapă, le leagă direct din strat. Băi, m-a bușit un râs proasta de mine, eram cu fiii mea la coifor, că m-am dus o coifesc, că vroia și ea să se coifească. Și n-am avut vibe-ul ăla, frate, că voi știți că eu stau prost la capitolul vlogging. Și n-am avut vibe-ul ăla pe mine ca să ridic telefonul din buzunar și să dau start, stop, play și restul. Anyway, coafeza mă vede că mă bușește râsul, mă știe tipa, când am fost eu la umor de n-am avut. Îmi zice, ce se întâmplă? Zic, pa uite că zic, l-a pus pe bobiță ăsta să adune frunzele dintre frunzele de iriș și bou a ridicat frunzele de iriș la cer. Le-a smuls efectiv, mă, cum se zice la noi aici la țară, le-a smuls și le-a aruncat în aer. Ziceai, mă, ziceai că era să zic castor, dar nu era castor, era iepure. Trăgea de frunza de morcov. Anyway, simpatic, simpatic. Băiatul după a venit ăla și ceva de genul așa, s-a exprimat șeful, supervisorul lor. Bă, boule! Bă, boule, eu ți-am zis să adun frunzele uscate dintre frunzele verzi. Mă și gândeam dacă îi zicea bosul, lui bou, să ia frunzele uscate din copac, cred că venea cu drujba și tăia pomul. Că nu mai avea rost, că era uscat, oricum să uscau frunzele, nu? Bine, Doamne, mulțumesc, Doamne, că am văzut secvența asta în această superbă primăvară bucureșteană și n-am văzut-o toamna târziu, acțiunea Action ADP în București. ADP în București, bine, că poate să fie ADP și la Ploiești. ADP, chiar cum se zice? ADP Pule? Sau cum se zice la Ploiești?
Și n-am văzut cum adio pică frunza și copacul după ea. Bă, oameni buni, n-am făcut, sunt vloguri în spate, sunt înregistrări în spate, mă laud că sunt în spate nepostate pentru că nu mă țin internetul, mă. Hai să vă zic de ce. Mi-am spart telefonul. L-am adus cu grijă până la, era să zic, România, Ectus, cu un râm față, România. Și deșteapta dimineața, așa sunt eu, ia uite-te, alta de pistă, dar asta adună de pe praful de pe lângă trotar. Anyway, l-am adus cu bine în România și... Bien sûr că a făcut poc. Mi-a căzut nici nu mai știu unde telefonul. Și s-a fugit geamul. Geamul doar, de geamul, display-ul nu. Și s-a fugit geamul, uite așa pe cârca lui și mi-e frică să fac vloguri să nu mai cad deodată ca să se ajungă cu geamul la cadru de cameră ca să mă văd spartă. Că spartă în gură am fost sâmbătă spre duminică, nu? Spartă în gură, m-am dus în club, m-am spartă în gură, Doamne, la zoo m-am oprit, mi-am dat seama că animalele aveau nevoie de sora 13 și am dat de mâncare, n-am dat apă la elefanți, am dat de mâncare la animale. Dar chiar dacă m-a apucat pișarea, dădeam apă la elefanți, oare mai au elefanți la zoo? Asta e că în seara asta trece pe la zoo, cred, nu? Să mă duc să le întreb dacă au nevoie și de apă? În fine, tot pe fugă, acum fugim la Andrei la cabinet, își face Alina check-in-ul în gură, eu mi-am... Păi da, tu îți faci check-in în gură, că doamne, te duci la ginecolog, fă, ptură minunată, fă ce coadă e, unde te-ai băgat? Doamne, nici tramvaiul n-are coada așa mare. Mergem la dentist. Am zis că între timp să trag și vlogul ăsta, să vi-l urc, lăsați și voi un comentariu. Lăsați un comentariu, pam, uite-l și pe ăsta, pam, pam. Lăsați și voi un comentariu, pam, pam, da? Lăsați aici și jos un comentariu. Cu ce vreți să vedeți voi prin București? Mă gândeam să trag un vlog cu măicuța când cerșește, dar mi-e frică că mă închid ăștia. Jur că mi-e frică că mă închide poliția și n-am chef că eu vreau să mă cam duc acasă. Să mă cam duc acasă pentru că ne-a cam expirat timing-ul pe România. Am reușit, vreau să vă spun că am reușit să ne împărțim utilul cu plăcutul. Mâine mai am o ședință puternică de shopping de făcut. Am ieșit și în club, m-am întâlnit și cu prieteni, am cunoscut oameni deosebiți. N-o să vă zic despre cine este vorba, mai am o gașcă de văzut, separat sau împreună, nu știu. Am întâlnit și oameni deosebiți, plăcut, impresionată de România, în mare parte vreau să vă zic că s-a schimbat foarte mult. Traficul este din ce în ce mai intens, oamenii din ce în ce mai pozitivi, adică tot zic, n-avem bani, e scump mielul, uite, de-aia eu mă duc să-mi cumpăr de Paște un câine, de-aia nu fac Paștele, că nu vreau să belez mielul, eu vreau să belesc asfaltul. Ieri am fost și am schimbat și rotițele de la mașinuță, care va să zic că s-a pus papuci, saboți, ciubotii noi de iarnă, am luat niște ciubotii noi, le-am făcut schimbarea de ciubotii la mașinuță. Daună pe București, mi-o fu unul scaunul electric de la mașină, exact, zici că stau în genunchi în mașină. Mă simt așa de proastă ca întotdeauna, deci mă simt ca acasă în mașină mai nou. Mi-a bulit scaunul electric și azi am umblat cu șurubenița pe sub scaun, m-am învârtit, dar nu știu cum să repar. Anyway, lucruri interesante, pe bune, acum mai în glumă, mai în serios, lăsăm vibe-ul ăsta mai deoparte. Vreau să vă zic că nota 10 București. Pentru mine rămâne aceeași expresie, România este o țară superbă și mă bucur că există oameni superbi în România care reușesc să facă lucruri frumoase, felicitări lor. Nu pot să spun că sunt dezamăgită de oameni, oamenii sunt aceiași în principiu. Prietenii cu care ne-am regăsit foarte ok, cunoștințe, prieteni
pot să zic, noi cu care am interacționat, niște oameni care într-adevăr mi-au lăsat o, ne-au lăsat o impresie extraordinară și le mulțumim pentru faptul că ne-au găzduit chiar și pentru puținul timp petrecut împreună. Le mulțumim pentru ospitalitatea tipic românească. Vă mulțumesc din suflet, o să vină și vremea voastră să vă menționez. Nu v-am cerut acord, așa că s-o rataci. Dar vreau să vă zic că sunt plăcut impresionată de România. Nu mă așteptam să fie catastrofă, nu mă așteptam să fie românii niște jegoși. Nu am preconcepțiile astea, doar m-am așteptat de la boul ăla să-l iau la omor cu scaunul care mi l-a bulit. Am vrut efectiv mânsă, dar am zis că lăsați, momentan nu. Și pasă, voi, a trecut. Eu cu dauna și el cu fuga. Dar mai am de văzut, poate că la vremea lor o să vedeți lucrurile care trebuie să le vedeți. Repet, am filmat, am niște filmări senzaționale undeva pe Rarău, trebuie editate. Am câteva vloguri în spate lăsate neurcate, nu pentru că n-am avut internet pe bune, am stat cu morcovul efectiv, am stat cu morcovul să nu fugă geamul. La telefonul meu display-ul este intact. La telefonul meu, să zice, legenda spune că la telefonul meu mă costă 1000 și ceva să-mi schimbe tot mecanismul, ci că la Huawei-urile astea e mai ciumege și trebuie 1100, 1300, ceva de genul. Ce am mai descoperit interesant în România? Am adus ploaia, am adus zăpada din Germania după noi, Doamne ajută, pentru că pământul are nevoie de apă, că dacă e apă crești păpșoiul, crești mărarul, pătrunjelul, liușteanul și uite așa toată lumea crește, numai eu rămân în urmă. Am prins lucruri faine, vreme cât de cât ok, noi suntem obișnuite cu umiditatea, cu nebuniile astea. Trafic intens, nu e nimic care să mă surprindă, este ok. Aici suntem, aici e Luca și șaurmeria, unde este? Unde ai zis tu că e? Pe colț acolo e șaurmeria de la Dristor la Apaca, s-a mutat Dristorul la Apaca. Au fost fetele, au mâncat pe la două noaptea la șaurmerie, și-au făcut de cap, e un club și ele la șaurma. Și vreau să vă zic că chiar m-am simțit bine, din păcate, singurul nostru dușman sau inamic de moarte acum este timpul, facem totul contratimp, mi-aș fi dorit să, nu știu, să fi pus un anunț și să zic, băi, hai să ne vedem, nu știu, undeva la terasa cu tare, în zona cu tare și cine poate ajunge să ne cunoaștem și real. E ok, cine nu, nu, nu-i nicio supărare, că doar nu sufer eu de vedetismele astea și nu fac eu, nu am eu o comunitate așa de înfocată, dar am oameni deosebiți, repet, cu siguranță o să întâlnesc cu oameni din comunitatea mea și timpul lor și timpul meu este puțin limitat și eu sunt, vorba cuiva seară spunea, ai super mult bun simț și ar trebui să fii mai cu tupeu, așa, să pui ordine în ce e depus. Da, o las așa pe chill ca să îmi revin. Așa că, oameni buni, asta e. O lecuță de București ați văzut. Oamenii, repet, nu sunt surprinsă, nu am văzut schimbări majore. Poate Bucureștiul mult mai curat, nu? Mai curat. Mult mai curat. Și felicitări oamenilor care locuiesc aici. Pot să spun că și în alte zone am fost. Arad, ok. În orașe mari, Buzău, alo, Buzău, alo, Buzău, 2-13, 2-13, se poate, domnul primar de la Buzău, să faceți ceva cu gurile alea de canal de pe centru, de pe centru,
că făceam slalom. Nu că m-ar deranja pe mine, dar puneți viața pietonilor și a oamenilor și a șoferilor în pericol. Adică o lecuță de respect pentru comunitatea aia de la Buzău, că e oameni faini acolo, nu e Javre. Așa? Bacău. Bine. Foarte aglomerat Bacău. În Cavaș. Bacău. Bine. Partea aia spre Bucovina. Bine. E85. Bine. Să putea și puțin mai lat? O lecuță mai lat, așa, ca să nu... Știți voi, când am discutat odată pe un live, uite că tot încerc să le adun pe toate și să le pun la pachet aici ca să înțelegeți nimic din tot ce spun eu, ca întotdeauna. Știți când vă spuneam eu cu domnule, lăsați-mă cu sentimentalismele astea, cu duceți în Ucraina ajutoare, îi ajutați pe ea. Nu, că românii zic, domnule, că îi ajutați pe ăia din Ucraina și că pe ai noștri nu îi ajută lumea și că dați la ai noștri, nu dați la ei lor. Bă, nu le mai dați la niciunii, mă. Bă, bune. Băi, niște mașini ucrainiene din ăștia cu număr de Ucraina. Băi, niște mașini, niște microbuze, niște mașini de fițe. Și au ucrainienii niște standarde, domnule, că ei nu mănâncă România decât dacă e borș de-a lor cu speclă. Borș cu speclă. Și ci că nu le place nici mâncarea, nu le place nici cazarea, au și cazare, fiți atenți, noi am cazat în Arad. Ne-am cazat în Arad când am ajuns în țară și am căutat pe Booking locații unde să mergem să ne odihnim, dar să ne odihnim, nu să omorâm puricii, să fugărim gândacii și să ne omorâm de frig între noi. Și... cred că a găsit, nu cred, sunt sigură. Alina, cam câte locații ai găsit? 3, 4? 2, 3? Destule. Locații, destule, locații în Arad, atenție, pentru ucrainieni era cazarea gratuită. Ce pot să vă spun e că am cunoscut și situații unde au fost cazați și pentru că nu le-a plăcut cazarea și-au luat barfele și-au plecat. Cazați la hotel, atenție, la hotel. Deci, bă... înainte de a face ceva, înainte de a face ceva, da, nu le-a plăcut mâncarea, că nu e aia bine, că nu le-a, în fine, dă-i încolo. Înainte de a fi sentimental și sensibil la unele lucruri, fiți foarte atenți la micile detalii pentru că ele fac diferența. Vorbesc foarte serios. Eu una o să încerc să-mi dau peste ochi, peste mâini, peste cap, peste picioare, peste ce mai am eu, să nu mai fac lucruri în pripă și la primul zvâc de corazon. Mă sensibilizează. Și dacă pentru unii o să vedeți schimbarea asta în timp și o să credeți că, domnule, că faci asta că e a dracu, că nu știu ce, să înțelegeți că nu. Pentru că noi oamenii avem instinctul ăsta de a fi mișcați emoțional de sânge, de crime, de omoruri, de nenorociri și ar trebui să fim, să ajutăm oamenii care chiar într-adevăr merită ajutați. Aseară am discutat cu niște oameni senzaționali și spuneau că și ei au fost dezamăgiți și că au făcut o grămadă de campanii și că nu sunt dezamăgiți de faptul că s-au implicat, ci de feedback-ul și de nesimțirea și tupeul oamenilor care au fost ajutați. De asta, oameni buni, întotdeauna dacă ajutați, ajutați, dar nu ajutați pentru că au făcut 6 plăci și mai așteaptă 10 pe drum. Că ăla nu e un ajutor. Un ajutor nu înseamnă că tu trebuie să întreții niște putori. Da, ok, dacă vezi că face ceva interesant, dacă vezi că are un bun simț, are o decență, are o limită, e ok, ajutați. Dar așa toate putorile și toți pândacii care efectiv nu fac altceva decât să stea cu curul pe jâlți carejii și să aștepte să li se facă, nu, oameni buni, nu vă lăsați manipulați de, v-am zis, de instinctul ăsta uman sau de latura asta a voastră umană și de într-ajutorare, încercați să fiți mai raționali și mai echilibrați
încercați atunci când ajutați să nu rămâneți cu gust amar, pentru că până la urmă despre asta e vorba, când ajutați, când ajutăm, să avem bucuria faptului că am făcut ceva frumos și că din ceea ce am realizat sau din ceea ce am sprijinit, am ajutat, am văzut și rezultate. Cam asta e vlogul. Aș avea multe, multe de spus, dar las timpul să le așeze. Nimic de reproșat sau nimic de supărare, dar sunt încă, cum să vă zic, sunt cuprinsă de sevrajul timpului. Da, cred că ați văzut, viața are prioritate. Băiatul cu motor slalom printre mașinuțe. Alo, motoriștii, că ăștia sunt isterici. Nu toți, dar ei cer prioritate. Umle, că respectați-ne în trafic. Noi vrem să fim respectați. Pă bă, câți din ăștia n-am văzut eu în trafic când noi stăteam la semafor și ei făceau slalom printre mașini. Dar nu așa pe liniar, zigzag, zigzag. Că nu? E vorba de respect. Adică, băi, știi ce? Respectă-mă că eu mă piș pe tine. Cam așa. E, vedeți și voi mici lucruri de pe aici. Ne-am apropiat și de zona Victoriei. E piața Victoriei, renumită piața Victoriei din București, aproximativ. O zonă plină de amintiri, de sigur o lecuță din gâlbenuț, că nu-i diou, e de semafor, dar n-aveai unde să pui frână, că te duce direct în intersecție. Suntem în piața Victoriei, intrăm prin pasajul Victoriei, mă apropii vertiginos de cabinetul lui Andrei. Să terminăm treaba, sper să ne încadrăm un 6 maxim, să fie un 6 maxim. Sper, uite, infiltrații de sus, de apă. Sper să reușim să ne încadrăm și pe seară să vedem cu cine mai apucăm să ne vedem. E săptămână mare, oamenii au treabă, înțeleg, nu-i nicio problemă, intervin schimbări de planuri. Eu cât sunt aici, sunt aici. Mâine sper să am o zi la fel de faină și să mă întâlnesc cu unul sau mai mulți oameni deosebit, să vedem cum ne sincronizăm. Încă o dată, ședința de shopping care o să înceapă, cred că dau startup-ul la shopping la 7 dimineața, ca să fie bine. Ai uitat, a? Ai uitat de shopping? Da, fă, iubi, bine că ai uitat. Ședința de shopping de dimineață, aici Spitalul Grigore Alexandrescu, tocmai a fost aici pe partea dreaptă, a trecut pe lângă el. Pentru cei care nu călătoresc sau n-au călătorit în București, ne apropiem de Floreasca, intersecția de la Floreasca. Stânga se duce spre Dorobanți, în intersecția mare, și pe partea cealaltă se coboară spre piața Romana. Da, pe acolo, pe Polonă, pe zona aia, în fine. Așa, în față Ștefan cel Mare și prietenii lui. Ca zonă după ce se trece de Floreasca, ca punct de reper pentru cei care nu ați călătorit în București. Repet, România, o țară superbă, sunt și oameni senzaționali, bravo vouă, felicitări. Mi-aș fi dorit să fac parte și eu din România asta mică și frumoasă. Da, nu s-a putut. Nu contează, important e că nu sunt dezamăgită. Tâng, 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 tâng. Aici pe stânga, imediat, ia uitați-vă, Denta Plus. Denta Plus, cabinetul lui Andrei, acolo mergem noi. Mergem pe Dorobanți să luăm un shot de arsenic. Glumesc. Așa. Și nu vreau să vă spun decât că mi-e dor de voi, mi-e dor să mă întorc pe live, să am vibe-ul ăla fresh. Și mi-e dor să mă întorc acasă că mă așteaptă un Samsung S22 Ultra. Mulțumesc sponsorului meu oficial, doamna Alina. Fă, eu ar trebui să te fac directoare de canal. Doamna directoare de canal? Sora 13 Marea Neagră? Așa?
Mă așteaptă că mi-a dat comandă și trebuia să ajungă mai, și Dumnezeu ține cu proștii, nu cu inteligenții, și a ajuns mai devreme. Nu eram acasă, a lăsat coletul la ușă afară și a trebuit să sunăm la proprietăreasă să zicem: Madam, alo, frigii la ușă, frigii rău, că dacă mai vine aia un colet sau mai trecea unul întâmplător și accidental pe acolo. Uite, băiatul, ați văzut ce înseamnă să fii cu tupeu? Bravo, doamna mea, ți-am zis eu cât îi fac directoare. Fă, dar n-am știut că așa repede. Ia, dracu din ea, sunt țâtă care ești. Chat, vă pup, multă baftă, aveți grijă de voi. Vă pupuți ora 13, nu lăsați să nu uitați să lăsați jos un comentariu cu ce ați vrea să vedeți voi acum la plecarea. Bine, nu zice să vedeți vreo prostie, că nu fac. Acum la plecarea de pe București din România, ce aș vrea să vedeți în mod special într-un vlog de-al meu și să fiți iubiți. Doamne ajută la toată lumea, că tot îmi place mie să aud vorba asta. Vă mulțumesc, să ne auzim cu bine, pupici!